Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să parcurgem împreună Ora de Vârf, o oră în care vom încerca să alegem pentru dumneavoastră știri subiecte cu adevărat importante. În plină epidemie de gripă, cele 15 cazuri de decese raportate până azi nu mai sunt de natură să sperie populația așa cum o făceau statisticile amețitoare din perioada COVID. Așa că sforarii din umbră încearcă să producă emoții în masă cu ce se găsește pe piață, cum ar fi, de exemplu, legătura directă dintre refuzul admiterii României în spațiul Schengen și suspiciunile de plagiat din teza doctorului care conduce deocamdată Ministerul de Interne. Publicul nu vibrează însă, în ciuda înverșunării cu care subiectul este rostogolit zilnic, fi mult mai interesat de bomba explodată în Marea Britanie odată cu publicarea memoriilor prințului Harry. Este ceva care va marca probabil începutul sfârșitului monarhiei și despre asta ar trebui să discutăm, scrie o cunoscută biografă apropiată de Casa Regală. Și oricât de neverosimil ar părea o atare evoluție, să nu uităm totuși că e vorba despre țara în care a fost încununată de succes campania Brexit. Despre asta vom vorbi astăzi la Ora de Vârf, împreună cu invitații mei, analista Sarmiza Andronic și jurnalistul Mirel Cura, cărora îi mulțumesc pentru prezență. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Bună seara. Pentru început însă vă propun un scurt material despre ultima lovitură primită de monarhia britanică. Susținută de o campanie publicitară precutantă, volumul de memorii al prințului Harry, Spare, Rezerva, a ajuns în librării. Lansarea cărții a fost precedată cu o zi înainte de un interviu televizat al prințului în care acesta consideră că volumul lui de memorii era necesar pentru stabilirea faptelor istorice, adăugând că acum este animat de un sentiment de ușurare. Referitor la reconcilierea cu familia regală britanică, prințul vrea reconciliere, dar în anumite condiții. I want reconciliation, but first there needs to be some accountability. You can't just continue to say to me that I'm delusional and paranoid when all the evidence is stacked up, because I was genuinely terrified about what's going to happen to me. În cartea sa, prințul Harry descrie cum tatăl său l-a trezit pentru a-i da vestea că prințesa Diana a fost implicată într-un accident de mașină. Harry scrie că regele Charles, despre care acesta spune că nu se pricepea să își exprime sentimentele în circumstanțe normale, nu l-a îmbrățișat în acel moment. În memorii este prezentată cearta dintre cei doi, despre care Harry susține că a fost declanșată de comentariile făcute de William la adresa soției sale Meghan Markle. Harry susține că fratele său ar fi spus despre Meghan Markle că este dificilă, nepoliticoasă și necioplită. Prințul Harry susține că fratele său William l-a apucat de guler, i-a smuls lănțișorul și l-a trântit la podea. Prințul Harry a mărturisit că i s-a oferit cocaină când avea 17 ani și a recunoscut că a mai consumat droguri în alte ocazii, deși nu i-a plăcut. Popularitatea prințului Harry a scăzut la un nivel minim atins vreodată în rândul publicului din Marea Britanie după o serie de declarații în legătură cu familia regală britanică, care se regăsesc în volumul său de memorii, potrivit unui recent sondaj. Aproape două treimi, 64% dintre britanici, au o părere negativă despre prințul Harry, în creștere de la 58% în luna mai. Doar un sfert, 26% dintre britanici, având o părere pozitivă despre ducele de Sussex, conform sondajului YouGov. Titlul cărții face aluzie la o remarcă pe care actualul rege al Marii Britanii ar fi făcut-o după nașterea prințului Harry. Acesta scrie că avea 20 de ani când i s-a spus că Charles i-ar fi spus prințesei Diana: "Minunat, mi-ai dat un moștenitor și o rezervă, ți-ai făcut treaba." V-aș propune ca, înainte de a aborda acest subiect consistent și foarte generos din punct de vedere jurnalistic, să comentăm un pic imunitatea, dacă pot să-i spun așa, a publicului din România față de știrile negative, alarmiste din domeniul sănătății. Deci, oare după 2 ani de quasi-panică generalizată zi de zi, nu ne mai interesează nici cu epidemia de gripă, nici că vaccinurile sunt sau nu eficiente, efecte adverse? Se încearcă, apar tot felul de știruțe, dar nu au ecou, nu se mișcă, Mirel. Păi a avut ecou interpretarea proastă, prostească, a cifrelor date publicității de comisia aia de vaccinare, care sunt niște cifre care, de fapt, confirmă eficiența vaccinului. Cifrele alea arată foarte clar niște chestii,
De exemplu, că la 15,9 milioane de vaccinări, doza întâi plus doza a doua, au fost 19.700 de persoane care au semnalat 41.000 de reacții adverse. Explicația e simplă. Au fost persoane care au reclamat una, două sau chiar trei reacții adverse. Adică 0,2%. Doar 18 cazuri au fost serioase. Atenție, serios nu înseamnă letal, n-a murit nimeni. Doar 18 cazuri au fost medical considerate mai serioase, adică n-au dispărut după jumătate de oră, jumătate de zi, o zi, au dispărut mai greu. Deci 18 cazuri serioase înseamnă sub un caz la un milion. În timp ce riscul de deces la anestezia generală e de 1 la 100.000. Deci de 10 ori mai mare. Deci, atenție, riscul de deces la, din pricina reacțiilor secundare, reacțiilor adverse la vaccin, n-a murit nimeni. Demonstrat medical, științific, medico-legal, că așa și eu mă vaccinez mâine și poi mine ferească Dumnezeu, fac un stop cardiac, dă un tramvai peste mine. Deci să fie o legătură cauzală, demonstrată și demonstrabilă științific. Sigur, au apărut niște interpretări, ăștia teontologii sau ăștia disperați după clicuri. Deschid o scurtă paranteză și o să spun, eu am colegi despre care știu clar, s-au vaccinat ei, și-au vaccinat părinții, și-au vaccinat copiii. Și pe la televizor când apar se arată a fi sceptici. Pe blogurile lor, pe site-urile lor se arată a fi sceptici. De ce? Că asta înseamnă clicuri. Clicuri de la proști. Că nu-i dau clicuri interniștii sau infecționiștii sau virusologii. Au văzut că e o rețetă de succes, că asta înseamnă mai mulți bani și nu au absolut niciun scrupul. Dar ei înșiși, repet, s-au vaccinat și în fund și în ceafă. Mai mult decât atât, nici nu le dau numele, că mă întrebau pe mine. Băi, Carmen, adică nevastă mea care e doctor, ce zice? Cum e? Păi, mă, ea e de părere că e bine să te duci la medicul de familie, să stai de vorbă, să-l întrebi pe el, să faci ce spune el. Asta e opinia ei. Ce pot să spun că ea ca medic s-a vaccinat din prima, colegii ei s-au vaccinat din prima, în general medicii 99% dintre ei s-au vaccinat și iată că până să apară vaccinul au murit 18 medici, după ce a apărut vaccinul nu a mai murit niciun medic. Este un singur caz, un medic, n-aș vrea să discutăm prea mult despre doctorița respectivă, după ce s-a vaccinat, s-a prăpădit, Dumnezeu să o odinească din cu totul și cu totul alte cauze nenorocite, complexe, de care n-a vrut să țină cont. În fine. Sarmiza, ne-am imunizat la panica generată de boli, de afecțiuni, de epidemii? Că suntem într-o epidemie de gripă, adică... Îmi place întrebarea asta, dacă ne-am imunizat la asta. Eu cred că da. Pentru că 2 ani de zile am fost... Am avut o societate... Supradoză am primit. Da, am avut o societate extrem de... cum să spun, de supărată și de plină de întrebări care și-au găsit răspunsul mai mult sau mai puțin mulțumitor. Și de frustrări. Foarte bine. Cum? Și de frustrări. Și de frustrări, da. Am avut 2 ani după care din care am ieșit foarte obosiți și pe mine nu mă surprinde acum reacția oamenilor sau lipsa de reacția oamenilor. Pentru că cei care s-au vaccinat și rămân în continuare cu cele două, una, două, trei doze. Eu însă m-am vaccinat cu 3 doze. Ce să fac cu informația asta că au unii probleme? N-am ce să fac cu ea. Efectiv n-am ce să fac cu ea. Iar cei care nu s-au vaccinat, sigur că fac din asta un titlu de glorie. V-am spus noi că eu n-am fost niciodată, n-am avut pretenția că sunt un specialist în ale problemelor medicale. M-am informat și eu în măsura în care am putut să mă informez de la oameni pe care i-am considerat specialiști. Dar de la medici, nu de la medici, absolut. Oameni pe care i-am considerat specialiști, asta am spus. Oameni cu care am interacționat în platourile de televiziune și care mi s-au părut că sunt argumentați pe zona asta și sunt convinsă, chiar dacă voi fi pusă la zid, că dacă ar fi să repet povestea, la fel aș face. Pentru că așa mi se pare, așa rezonez eu cu ceea ce înseamnă povestea. Oare e cineva asta care spune, dacă aș da timpul înapoi, nu m-aș mai vaccina? Nu știu.
Știu însă că această atitudine a nevacciniștilor, care au fost extrem de vocali în perioada aceea și care acum se bat cu pumnul în piept că uite, noi deși nu am terminat medicină, deși nu suntem specialiști, am avut dreptate, s-ar putea ca acest gen de comunicare care vine din partea lor să fie un pic periculoasă și să fie un pic nepotrivită, pentru că poate băga lumea, poate duce lumea într-o zonă de panică și, repet, numai ce face cu informația asta. Orice medicament dă și efecte adverse. Nu știu dacă e de bine, dacă e de rău, dacă mie, oamenii pe care i-am întrebat de specialitate mi-au spus că e bine să fac asta și asta am făcut. Pentru că așa e lumea construită. E bine să ții cont de părerea celor care au studiat în domeniul ăsta. Nu o să ascult de oameni. Uite, știi că vorbeam înainte de pauză de Facebook. Îmi plac oamenii care îmi fac observații, dar care au argumente, nu care spun. Și care au fost la școală. Da, adică. Da. Știu, nu o să asculți de ei, dar de ascultat o să-i asculți. Dragii, pentru că dați voie să vă dezbaterea este vizibilă. Da, eu sunt de acord, dar repet, iartă-mă puțin, Mirel. Uh-huh, uh-huh. Deci, repet această poveste. M-am informat de la oamenii pe care eu i-am considerat specialiști. Dacă ar fi să trecem din nou printr-o poveste de genul ăsta, din nou m-aș întoarce la cei pe care eu îi consider specialiști și care de-a lungul anilor au demonstrat ceva și care ei înșiși au făcut acest lucru. Deci, că acum mor oameni și că, Doamne ferește, Dumnezeu să ierte, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat și dacă vrei, cel mai tare m-a durut, cu adevărat m-a durut povestea din pandemie, când oamenii ăia erau îngropați în saci pentru că nu se știa nimic despre virusul ăsta. Da, aia a fost o tragedie mai mare decât am putut noi duce. Dar cu vaccinul, crede-mă, subiectul pentru mine este unul închis. Dacă n-ați voie să vă povestesc o chestie, e și haioasă, dar e și cu un mare tâlc. În viața mea, în preajma mea, există un prieten de-al meu, domnul Cristi, pe care le văd cu tot dragul, este un personaj decupat din Marin Preda, e personajul Vintilă, din cel mai dintre pământeni, de o inteligență și un bun simț ieșite din comun. Eram cu el într-o zi în mașină, el conducea mașina, era la volan și l-a sunat mecanicul lui auto și i-a zis cu metri, nu i-a zis cu metri, i-a zis cum zic ăștia, cu metri, și nu cumva să te vaccinezi, că vrea ăștia să ne omoare. La care domnul Cristi spune, domnule, dar eu n-aș fi fost în stare. I-a răspuns, nu s-a gândit, într-o fracțiune de secundă i-a zis, cu metri când mi-or bătea planetarele pe tine te sun. Asta e o problemă de sănătate și întreb și eu niște doctori. Domnule, mi s-a părut că a sintetizat ceea ce înseamnă, domnule, apelul la competență. Ăștia nu trebuie să se ia, domnule, nici după Preda, nici după Sarmiza, nici după Mirel, nici după nimeni. Dom'le, românul când se duce la cârciumă să bea un cocârț, nu îl întreabă pe barman, pe ce vodcă e mai bună și mai ieftină așa? Face apel la competență. Dom'le, când se duce să dea la pește, nu îl întreabă, dom'le, știu o baltă unde e mai mult pește? În general, pe românia asta îi preocupă mult, băutura și mersul la pește. Dom'le, să întrebe, dom'le, un doctor când e o problemă de sănătate. Ăla în care are el încredere, la ăla să se ducă. Așa cum apelează la barman ca să se baltoiască cât mai bine, tu ne la fel să apeleze și la medic. E așa de simplu, nici măcar nu e ceva complicat. Părerea mea, e adevărat empirică, nu e bazată pe o documentare foarte solidă, este că la neajunsurile provocate de pandemie prin restricții, prin boală în sine, prin paralizarea activității, așa, eu cred că am fost afectați într-o măsură destul de mare și de intensitatea acestei dezbateri. Da? Pro și contra, vaccin, nevaccin, autorități, contra autorități. Și mă întreb dacă nu cumva asta ne-a produs așa o saturație mentală încât care ne-a lăsat cu garda jos acum mai departe. A numai mai dispărut spaima, Radu. Păi a dispărut spaima, păi că a trecut din zonă. Că a dispărut de prea de tot. Faza asta e pandemică, în faza endemică. Au explicat infecționiștii că a devenit și va funcționa în continuare ca o gripă sezonieră. Acum, sigur, românul când aude de gripă sezonieră zice, a, e o glumă. Fără să știe că de gripele sezoniere se moare la greu. Adică. Și că bine ar fi să se vaccineze în continuare. Păi și când COVID-ul, cel puțin în primele luni, până s-a îngroșat de tot treaba, se făcea această comparație, bă, terminați cu prostiile, că de gripa normală se moare mult mai mult decât se moare de COVID. Până când la un moment dat n-a mai fost chiar așa. Dar eu cred că
oamenii se uită, oamenii simpli se uită mai puțin la autorități. Nu mai așteaptă nimeni nimic de la Ministerul Sănătății. Adică nu ne mai uităm în gura ministrului, oricum s-ar numi el, să ne spună el dacă e bine sau e rău, ce medicamente să luăm. Eu cred că, apropo de ce am trăit în pandemie, cred că fiecare avem propria noastră experiență și propria noastră poveste din jurul nostru, cu oameni din jurul nostru. Și atunci toți ne raportăm la asta. Nu cred că ne mai uităm la autorități, nu cred că mai așteptăm ceva de la vreun purtător de cuvânt de la Ministerul Sănătății, nu cred că mai așteptăm să ne iasă vreun secretar de stat, nici ministru însuși, repet. Eu mă uit cu mare atenție. Uite, a ieșit acum, o să-ți dau un exemplu concret apropo de gripa, despre care Radu vorbea mai devreme. Despre această epidemie de gripă, care nu a fost decretată epidemie pentru că ar fi fost nevoie de anumite restricții. Perfect. Da, da. Mi s-a părut că a făcut, că ministrul Rafila a făcut ce trebuie. A ieșit ministrul Rafila și a spus că nu e adevărată povestea asta că există o criză de medicamente. Mai mult decât atât, iarăși mi s-a părut în regulă că a dat o listă de medicamente cu care să le înlocuiești pe cele pe care noi le luam în mod frecvent în astfel de cazuri, ceea ce, repet, mi s-a părut în regulă. Pe de altă parte, dacă deschizi posturile celelalte de televiziune, dacă deschizi site-urile, o să vezi câți jurnaliști sau câți moderatori de televiziune spun același lucru. Am fost în farmacii, nu am găsit, ministrul nu are nicio legătură cu realitatea. Până la urmă, realitatea este a mea. Eu m-am îmbolnăvit și m-am dus la farmacie. Am găsit sau nu? Mă interesează ce a spus Rafila? Mă interesează ce a spus moderatoarea X sau Y? Nu. Mă interesează dacă eu însă am intrat într-o farmacie și am găsit medicamentul. Eu la asta mă refeream când spuneam că nu ne mai uităm. Realitatea noastră e mai importantă decât ce ni se transmite. Sigur, acum, dar și noi prin realitatea asta navigăm în funcție de și de niște informații care ne ușurează navigatul. Nu, categoric. Iar informațiile ne influențează indiferent că noi ne dăm seama. Da. Păi, ok, nu te interesează ce spune ministrul dacă e criză sau nu de medicamente. Te duci în farmacie și vezi că eu, de exemplu, am trăit-o pe pielea mea. Da? Deci am intrat și n-am găsit Nurofen, răceală și gripă. Da? Eu dar am pe ministru prin prisma meseriei pe care o am. Eu vorbeam de oamenii de rând care nu mai s-au gură cască. Am aflat că există Ibugrip care costă la jumate. Ia. Și din ăla aveau. Dar mă rog, nu asta contează. Deci chiar dacă tu mergi și găsești, deci experiența ta diferă de ce se aude, faptul că ai auzit că cineva spune că e o criză, deci nu mai bine iau trei cutii în loc de una, să fie. Asta e tipic românească, e adevărat. Păi, aici așa e. Deci când se induce sentimentul de panică, asta e reacția absolut firească a oricărui om. Nu, dar eu îți spun că în continuare și cu criza din energie și cu toate crizele pe care le trăim, am avut grijă sau avem grijă noi, este un fenomen, poate nu Radu Preda, poate nu Mirel Curea, poate nu Sarmiza Andronic, dar există fenomenul ăsta în rândul opiniei publice, în rândul oamenilor simpli, hai să spunem așa, care au lumea lor acolo. Pandemia i-a făcut să trăiască așa. Au lumea lor, bugetul lor pe care îl chivernisesc și așa mai departe. Nu, poate nu numai pandemia. Dar oamenii se întorc spre ei, știi? Românul simplu s-a desprins de bunul obicei pe care eu mai bătrân l-am apucat. Țăranul român, care atunci când avea o problemă, se ducea frumos la preot, la medicul din comună, la primar, la notar și întreba, apela la competență. Nu a dispărut chestia asta. Am să fac o paranteză. Mi se pare foarte important ce ai spus. Pe vremuri, dacă te duceai la medic și, Doamne ferește, ți se întâmpla ceva, nu te dea vina nimeni pe medic. Bă, a avut ceva. S-a întâmplat ceva. Medicul, preotul, învățătorul. Da, nu erau ei vinovați pentru povestea asta. De ce? Pentru că ei erau specialiștii satului, specialiștii localității. Păi, avem și ne uitam specialiști. Și aveam încredere în ei. Da, astăzi nu mai e așa. Avem Google. De. Acum avem Google, da. Și în loc să te duci la unii cu specialiști din satul tău pe care știi și nu știi, așa este. Ai vreo 10.000 de specialiști la un click distanță. Pe Facebook și pe Facebook îi găsești pe aia cu doctorate date pe alifii.ro. Mirel, nu neapărat, pentru că în această isterie națională care a durat 2 ani, au fost și voci foarte autorizate de medici competenți, unii chiar importanți. 2-3 medici. Da, da. Ăia, da, sunt... Ăia au dezechilibrat, să știi. Pentru o grămadă... Care luați la analizat, nu vreau să ajung să am un proces și nici pe tine să te încurc cu cereau. În pauză îți spun fiecare în parte de ce problemă gravisimă suferă. Thank you.
gravisimă. Și sigur că atunci când îi vezi pe 2-3 care vorbesc ca șoșoacă, domne, ai 10.000 de alții care vorbesc prin prisma științei. Dar dacă tu ești atât de prost încât să consideri că ia 10.000 care vorbesc prin prisma științei, toți sunt cumpărați. Dar sunt în așa hal cumpărați încât s-au vaccinat pe ei, pe copiii lor, familiile lor, pe cei din jurul lor. În halul ăsta de cumpărați sunt. Dacă tu alegi să-i crezi pe aia 3 și nu zecile de mii, băi frate, acum libertatea constituțională este și să te sinucizi. Da. Hai că deviem către probleme filozofice de la astea de sănătate. Să ne întoarcem și pricepem, n-ai cum, toți trei. Să ne întoarcem la subiectul nostru de bază de azi. Eu intenționat am amintit în introducere, deși el pare un subiect frivol, da, de cancan, cineva dă din casă. Culmea este că nu tabloidele de Marea Britanie, celebrele tabloide, sunt vârf de lance la această campanie, dimpotrivă. Dar am citat în declarația unei cunoscute autoare, Catherine Mayer se numește, care a scris o biografie a regelui Charles al III-lea și care a spus asta, că ce se întâmplă acum, acest atac frontal din partea prinților de Sussex, a fost interviul, serialul de pe Netflix, acum autobiografia prințului Harry, asta marchează probabil începutul sfârșitului monarhiei sau o tentativă de a declanșa începutul sfârșitului monarhiei. Și din această perspectivă aș vrea să încercăm să analizăm aceste întâmplări, Sarmiza. Vezi cât de diferiți suntem. Dacă te uiți la americani, acolo americanii, în Statele Unite, americanii percep cartea asta ca pe un cancan și o vor citi și o vor trata ca atare. Pentru că e departe de a înțelege pentru ei ce înseamnă Casa Regală Britanică. Știu, da, ca să-l citesc pe amicul Palada, care nu este prezent astăzi, americanii nu e oameni. Ok. Cei din Marea Britanie sunt, o bună parte dintre ei sunt de-a dreptul supărați. De ce? Pentru că se știe că un brand și pentru că se știe că o bună parte din respectul pe care britanicii îl au, li se trage și de acolo, și de la Casa Regală. Eu am mai spus-o și repet, eu vreau să citesc această carte pentru că vreau să știu cum s-a raportat regina la această poveste. Mă interesează foarte tare pentru că mie mi s-a părut regina un personaj fascinant care a ținut totul sub control și, repet, cred că dacă regina ar fi trăit, cartea n-ar fi ieșit. Ar fi știut ea ce să facă, dacă îmi dai voie. Uite, vreau să citesc cartea să văd dacă ea a fost personajul în care eu am crezut și pe care eu îl văd în continuare așa cum îl văd. Am avut la un moment dat pe ecran o imagine pe care am găsit-o pe net, o fotografie realizată în vitrina unei librării de undeva din Londra, unde cartea era expusă alternativ cu o altă carte, How to Kill Your Family, cum să te omori familia. Care nu știu dacă a fost deliberată sau a fost o pură întâmplare. A circulat astăzi peste tot pe toate site-urile de știri. Probabil că se va mișca ceva cu Casa Regală și pe bună dreptate, însă nici nu știu dacă Harry trebuie criticat sau nu. Pentru că mie mi se pare foarte trist omul ăsta. Mi se pare că a așteptat prea mult de la oamenii din jurul lui și nu a primit nimic. De la Charles, Diana a murit, fratele lui l-a bătut. Acum, sincer, nu aș da pe spate că a luat bătaie de la fratisul. Asta e treaba. Și orice discuție între frații normali, într-o relație normală de frăție, ca să zic așa, îți mai zice fratitul, hai mă că aia nu e chiar ce vroiai tu. Și așa mai departe. Adică mi se pare că dă importanță unor lucruri care pentru alții n-ar reprezenta nimic. Ce dacă mi-a tras fratele meu un pumn? Ne-am bătut când eram mici și ce? A zis că nevastă mea nu e ok. Asta e treaba. Fratele tău e viitorul rege al Marii Britanii. Asta e poveste, asta e problema de fapt. Că noi ne raportăm la asta, că nu vorbim despre doi oameni, doi frați care s-au bătut și s-au certat. Dar tu ce crezi, după părerea ta, ce-l mână pe el în luptă? Faptul că are niște frustrări uriașe. Nevastă. Faptul că asta voiam să spun, că el s-a mutat în America și americanii, cu siguranță, amintește-ți de interviul pe care l-a dat la Oprah. Deci, de atunci a pornit, a înțeles că el poate să fie important. De ce? Pentru că el în Casa Regală nu era important. Mai mult decât atât, chiar nu crede că Charles este tatălui.
Și atunci sigur că are niște probleme de raportare la casa regală. Nu le leagă nimic. Fratisul bate că așa vede lucrurile. Maică s-a murit, taicăsul nu e a lui, cumnata, de ce i-ar da importanță? Ok, am înțeles de ce are niște probleme de raportare. Bun. Și a luat nevasta, și... au plecat și au făcut bali și au plecat. Bun. Da, da, nu poți să negi că el este... un personaj din casa regală. Și atunci normal că îi se dă importanță, dar americanii, îți spuneam de interviul de la Oprah, americanii l-au împins în zona asta, l-au făcut important. Soția lui, care e și ea în zona asta de cancan, așa o văd eu, habar n-am dacă e așa, îi dă un brânci și îi spune, mă, noi suntem importanți. Adică pot să înțeleg, pot să nu fiu de acord, sigur că e un brand Casa Regală, sigur că ne uităm la el într-un anume fel, sigur că există de atâția ani, dar asta e, și dacă mă întreb pe mine, Casa Regală nu va răspunde la această poveste niciun fel, niciodată. Tocmai ca să moară, pentru că orice reacție, sau așa, așa cred eu, nu știu dacă așa o să fie, nu știu care este PR-ul pe care îl are Casa Regală în momentul ăsta, dar eu n-aș alimenta o astfel de poveste. Din potrivă, l-aș lăsa pe el să se ducă cu povestea lui, în ce zonă își dorește, iar Casa Regală să rămână fără să dea explicații. Nu, da, acum, serios vorbind, dacă luăm la analizat, acuzațiile serios, care s-au făcut, s-au formulat acolo, nu este nimic catastrofal de grav și de nemai... Ce să vine William să spună? Nu l-am împins. Știi ce este? N-a căzut, știi ce este catastrofal? Și pe urmă îl las pe Mirel. Un lucru pe care l-am spus aseară. Faptul că prietenii lui din armată și colegii lui au spus în felul următor. Noi te iubim. Numai că ce faci tu nu este corect. Niciun luptător, niciodată, niciun soldat adevărat nu spune câți oameni au omorât. Ori el a spus, am omorât 25 de afganistani. Erau ca un vestul sălbatic care scrijeleau cu patru puștii. Ei, înțelegi, el nici măcar acolo n-a fost împăcat cu el. Și acolo trebuie să vină prietenul și să-l tragă de mânecă și să spună, băi, nene, soldații nu fac asta. E o meserie, lasă-ne să ne facem meseria. Tu de ce te bagi în chestia asta? Deci uită-te în carte și o să vezi că acolo, mă rog, și ai să vezi reacțiile. Am citit asta în presa din Marea Britanie. Colegi de-ai lui care îi atrag atenția. Nu, eu spuneam apropo de ce ar trebui sau nu să infirme Casa Regală. Dar nu va face asta. Eu asta personal, eu Casa Regală, nu aș reacționa niciun fel. Tocmai ca să-l las pe el în derizoriu. Mirel. Este foarte complicat să te naști într-o familie regală. Da, asta e. Mai ales al doilea. Asta incumbă foarte multe obligații. Și niște avantaje, o altă viață, o viață mai îndestulată. Bun, e foarte complicat. Este foarte complicat să-ți asumi. Este și mai complicat să înțelegi ce e ăla destin istoric. Foarte complicat. Și mai mult decât atât, din pricina consanguinității, în casele astea regale se nasc și mulți tâmpiți. Tâmpiți în ce sens? Nu în sensul că le curge salivă din gură. În sensul că nu înțeleg nimic din toate astea. Și abdică la propriu sau la figurat. Mie băiețașul ăsta mi-aduce aminte de unchisul de bunic Eduard al VIII-lea, care fiind pe tronul Angliei a renunțat la tronul Angliei. Foarte complicat să fii monarh, să fii suveran înseamnă o renunțare totală la sine și o dăruire absolută, sigur, chiar dacă ești servit și ți se fac pantofii, dar renunți la sine la modul absolut. Și ce a făcut? A plecat de acasă cu gagicuța aia, cu Alice Simpson, și a ars-o cu Adolf Hitler, că erau prieteni. Și era pronazist. Păi nu, ți-a dus la Hitler ca să-l ajute să revină bage pe tron. Să revină pe tron, sigur că da. Ăla se atace în Marea Britanie. Exact, sigur că da. La crem de la crem, dar sigur că da, dar avea simpatii pronaziste clare. Bun. Acum cu băiețelul ăsta. Domnule, m-a lămurit ce este cu el în momentul în care a apărut filmul ăla, documentarul ăla, în 6 episoade sau câte au fost. Domnule, parcă era Nicolae Ceaușescu cu Elena la congrese. Nu, la congrese. Zicea Ceaușescu o frază, întorcea capul, se uita la Leana, dacă ai de acord cu el, dacă dă din cap că da, sau dacă se strâmbă, sau dacă nu, dacă a intonat bine, dacă a zis bine, dacă a zis prost. Pe băiatul ăsta a pus mâna o gagicuță pe fruntea căreia scrie școală de corecție. E o șmecheră
E greu să joci zi de zi, săptămână de săptămână, de an de an. E greu să ajungi un star la Hollywood. E greu să câștigi bani cu toptanul acolo. Și a găsit soluția. L-a prins pe băiețelul ăsta. Mi-mi pare rău de el. L-a prins pe băiețelul ăsta. Foarte corect a observat Sarmiza. Foarte corect. Băi, tată, un veteran, un bărbat. Nu spune-ne câți oameni au omorât, pentru că ăla este un subiect apăsător pentru el. Ăla e motiv de coșmaruri și de depresie. Dar justificarea lui, că a apărut justificarea. Nu, a spus de ce a făcut asta. Păi ca să pară bărbat. Nu, nu, a spus că a făcut asta în sprijinul veteranilor de război. Nu, dragule, a găsit. Că aveți, doamne, aia să nu mai fie chinuiți de remușcări, că adică, uite, până și prin... Radu, asta este o informație pe care tu ai citit-o până la capăt. Nu, ceea este... ce rămâne în mintea oamenilor este că el a omorât Sarmiza. Păi el nu-i scapă pe veteran de sindromul post-traumatic, spune voi am omorât mai mult. Nu spune că nu e adevărat, el spune de ce a spus asta. Radu, el a spus chestia asta dintr-un singur motiv. Vrea să fie pe placul Monicăi Columbeanu aia, a nevestisii. Vrea să pară bărbat. Este foarte limpede că el în sine, în interiorul lui, el știe că e era eu să zic, frici, că e... știe ce-i cu el. Nici vrea să pară bărbat. El iarăși știe că este sub papuc. El la fel de bine știe că tipa aia face ce vrea cu el. Acum haideți să mai discutăm și un alt aspect și iarăși îi dau dreptate Sarmizei. Eu cred că Casa Regală va rezolva această problemă. Nu știu cum și nici n-aș vrea să acuz niște oameni de niște chestii. Dar Casa Regală a mai fost pusă în fața unei probleme extraordinare. Urma ca viitorul monarh al Marii Britanii, prințul William, să aibă un frate vitreg musulman. Uh-huh. Și nu l-a mai avut, s-a rezolvat. Domnule, de asemenea, viitorul monarh după William, cum îl cheamă pe la mare al William, va fi monarhul Marii Britanii, domnule, ăla va urma să aibă niște verișori de culoare. Eu cred că și chestia asta se va rezolva. Posibil să se rezolve cu o analiză ADN. Posibil să se rezolve. Deși asemănarea aia care este pusă pe seama faptului că prințul William ar fi fost comis de majorul Hewitt, este asemănările alea trimit către majorul Hewitt, dar trimit și către Spencer, tatăl Dianei, când era tânăr. Tu zici de Harry, nu de William. Eu vorbesc de Harry, sigur că nu, ai zis de William. De el vorbesc. Nu, cum? Ai zis William. Pardon, greșit. Noi am înțeles. Greșit, că nu lasă că voi înțelegeți, dar important e să, să înțeleagă cei care se uită la noi. Cred că se va rezolva și problema asta. Mai mult decât asta. Dar nu printr-un comunicat de presă, nu? Nu. Ok. Nu. Acum, faptul că monarhia britanică ar fi pusă în pericol de povestea asta, este posibil ca cei care l-au manevrat, că nu exclud să fie existat și niște unii care au manevrat situația sau asta. Sau care să preia mingea ridicată la fileu. Să preia mingea ridicată la fileu, exact, sigur că da. Și el să nici să nu știe chestia asta. El nici nu știe, că el e idiotul util în toată povestea asta. Domne, iată că lucrurile au ieșit pe dos. Reacția publicului britanic este egală și de sens contrar celei scontate. Și mai există o variantă, o văd și pe asta, ca el, prințul Harry, să priceapă. Pentru că vă rog, dacă aveți timp, să revedeți măcar așa, un episod, două, din serialul ăla cu ei doi, cu el și cu nevastă sa, în care el nu știe ce să facă. Bă, n-are coadă, că ar da și din coadă. El nu știe ce să facă să fie cât mai pe placul ei. Iar ea zâmbește seducător, om modest, o triumfător.
Este un spectacol îngrozitor. Bun, numai atunci... mamă de băiat să nu fii, deci, că știi ce-l paște când vezi scenele alea. Te întreb ce-am întrebat-o pe Sarmiza. Pe ea am întrebat-o ce mână pe el în luptă. Dar pe mine te întreb pe ea ce-o mână în luptă. Ce-o mână în primul rând. Așa ceva, Radu. Păi cum? Ea își depășește condiția. Ea e dintr-un banlieu de ăla, nu știu cum îi zice, în americană. Poate fi un trofeu. Taică-su alb, maică-sa de culoare, ea vine. Ea oricum ar fi avut o poziție mult peste posibilitățile și visurile ei din copilărie. Da? Deci, dacă ei rămâneau acolo integrați în familie și cu roluri active, așa mai departe. Acolo nu poți să rămâi integrat decât dacă te achizi de niște obligații. Și dacă ai clasă, și dacă ai destin, și dacă ți înțelegi. E actriță, deci clasă, dacă n-avea, o confecționată. Domnule, vorbim despre... o oră, două, nu toată viața. Da, da, vorbim despre stofa pe care o are o femeie. Sigur că da. Bă, la ea la nuntă, la... Uită-te la ele două, uită-te la soțiile celor doi frați. Pe lângă faptul că William are o ținută și o atitudine și înțelege foarte bine rolul, da, și este ea. Un rol pe care ea îl completează. Sigur că. Adică nu îl încurcă, din potrivă, îl crește. Îl potențează. Pentru că ea că. Este foarte... Eu nu știu cum e ea ca femeie, ce face ea, își bate copiii, nu își bate, habar n-am. Dar în public, ea este o femeie de stat. Ea este... o femeie căreia îi se potrivește... Viitoarea regină consortă, adică... Păi da. Ea se pregătește de niște ani pentru asta. Păi da, dar și-a înțeles rolul. Da. Adică ce ți dorești? Stai să ne înțelegem. Tu ca femeie ești soția unui prinț. Faci față sau te duci în zona asta în care s-a dus Meghan? Unde îl trimiți pe soțul tău? Îi accepti poziția și tu încerci să faci față? Și mergi înainte pe drumul ăsta sau te duci într-o altă direcție luptându-te cu toată lumea pentru că acolo te simți tu mai bine. Deci sunt două categorii de femei absolut diferite. Nu, adică încerc să spui că, mă rog, titlul cărții este sugestiv, da? Deci Harry era rezerva, da? Iar ea să-și dea seama că nu va putea depăși acest statut și atunci, de... atunci se distrug și pe ea, dacă nu mai poți că, să fiu eu. Putea să existe o femeie, zic și eu, că sunt femeie și mă gândesc. Putea să există o femeie care să facă din poziția ei de soție de prinț, cum să spun, o imagine de e mai bună decât cealaltă. Înțelegi? Să fii o doamnă și să spui... Dar de ce trebuia să intre într-o concurență? Pentru că așa este. Mari complexe. Da, pentru că, în general, între femei există o astfel de... și chiar dacă nu există naturală, e întreținută. Da, deci pentru că ei vorbim despre doi prinți. A fost mai strălucit. Apariție răvășitoare. Da, scriau de asta lui Sasone. Da. Deci, da, spune, te rog. Nu, asta voiam să spun, că ei sunt amândoi prinți. Soțiile îi împing în jos sau în sus. Istoria recentă mai cunoaște un caz, dar avea clasă. Grace Kelly, care a devenit Grace de Monaco. Dom'le, dar ei rolul ăsta, ea nu s-a chinuit, s-a potrivit-o. Ea venea dintr-o familie, ca și cum ar fi fost o prințesă de sânge. Dom'le, acum, tipa asta, ce să zic, că știm toți cum sunt piții astea distribuite prin telenovelele astea. Doamne, iartă-mă, nu vreau să generalizez. Dom'le, s-a văzut prințesă, păi a vrut să fie prințesă plenară, mă, nu a doua. Ia asta a vrut. A văzut că nu merge. Dom'le, ei nu s-au zis, băi, ia duceți-vă. Da, că și în serialul la care a dus celebritate era vioara a doua sau a treia. Da. Adică ea nu era prima donă acolo. Dom'le, era una donă care era prima donă. Ar fi putut să se retragă, dom'le. S-ar fi retras ca și Wallis Simpson cu Edward al VIII-lea, în bunăstare, nu știu ce, și și-ar fi găsit împlinirea în alte chestii, în alte activități, în alte pasiuni. Nu, dom'le, ei au intuit ce? Că scandalul le aduce bani. Se vehiculează sub bani de 100 de milioane de ei dolari. Ei nu o să poată să povestească aceleași chestii de 10 ori, mai ales că îi povestesc frecții, cum iarăși foarte corect a subliniat Sarmiza. Că s-a încăierat cu frățul, pe lubietul frățului vrea să-i scot ochii într-o încăierare de asta de joacă între frați. Dar ce relație ai cu sora, dar cu fratele tău, dacă nu-i tragi că Tasul nu l-a luat în brațe. Păi o fi fost și Tasul șocat, o fi fost și... Păi, cum să nu m-a luat tata în brațe? Zice, s-a așezat în pat lângă mine, nu că am fost atent, mi-a pus mâna pe picior
Și mi-a spus că, uite, așa a găsit ăla cu cale. Băi, frate, stai un pic acum. Dom'le, engleziști, asta e englez, domne, nu e Oana Zăvoran. Doamne, iartă-mă, acum Oana Zăvoranu cu maică-sa. Dom'le, au alte educații. Eu l-am întrebat pe regele Mihai, Dumnezeu să-l odihnească. Și am spus, majestatea voastră, dar știți bine, România e o țară populistă, o țară unde emoția joacă un rol foarte important. De ce nu zâmbiți? De ce nu sunteți mai vesel? De ce nu spuneți ce? Și el mi-a zis, dragă, eu sunt un om cu umor, știu să mă amuz, știu să mă... Dar zice, când de la vârsta de 3 ani iei o nuia peste fund sau peste degete că faci prostioare, păi zice, ți intră în reflex să fii serios și să pari ursuz. Da, și tasul o fi la fel. Nu e ca pe la noi, pe aici, mamă, te dusești cu imă lăsași. Nu sunt jelanile din Oltenia mea. Acum, Harry, a fost un copil cu probleme, orice ai spune. Sigur că probabil avea nevoie de mai multă atenție, că fiecare e construit într-un fel. Iar Meghan, cred că a simțit acest teren. Da, și a profitat de asta. Un surogat cred, nu de știu, măsă. Pot să înțeleg un copil care are probleme de genul ăsta. Pot să înțeleg. Doar că, uite, poate a făcut Mirel trimitere la regele Mihai, Dumnezeu să-l odihnească, însă știi că și la noi a fost problema cu prințul Nicolae, sau cum îl cheamă. Da. Ai văzut? El trăiește normal, într-o casă, are doi copii, cu o soție care își vede treaba ei. Familia lor este una închisă, nu se pare. Adică, da, ce ar putea să facă? Nu există nici pe departe miza care e ei. Mă, dar nu vorbim despre miza, vorbim de stofă. Ar putea să rupă televizoarele, toate emisiunile de cancan, să scrie cine, mătușe mea, o nenorocită, cine, unchii mei, un securist, informatorul securității. Poate că nu e cel mai bun. Sunt niște oameni care reprezintă o instituție care, de fapt, nu există. A, băi, asta e altceva. Despre asta e vorba. Dar nu e vorba că există sau nu există. Este vorba despre interesul publicului. Păi dacă și-ar scrie... Interesul publicului e dat de importanța opinienților. Dragule, dacă ar scrie o carte, păi s-ar vinde mai al dracu decât s-ar vinde asta al prințului Harry, la noi vorbesc. Nu cred. În care să povestească el cum unchiul său a fost informatorul securității la Iași și cum mătușe s-a, să nu mai zic ce a fost, pe unde a fost. Nu mai fost. Eu nu vei sincer care avea ecou. Bine, n-are importanță. Eu am făcut această trimitere ca să explic cam ce înseamnă, din punctul meu de vedere, calitatea umană. Atâta tot. Da, da, stofa, despre asta vorbim, nu despre altceva. Da, eu îmi pun problema. Ok, deci dacă e cu șerșel la fam și admitem că ea este motorul acestei chestii, mă îndoi sincer că ea poate să spună cu mâna pe inimă sau când se uită în oglindă că a fost o surpriză ce a găsit acolo. Adică ar fi trebuit să știe exact cum stau lucrurile acolo. Nu e surpriza lor a fost, nu a ei. Pentru că dacă nu altfel, măcar avea exemplu răposatei soacre, da? Care știa cum a fost tratată în acea familie și așa mai departe. Da? Și totuși s-a dus acolo. Cu ce gând s-a dus? Dintr-o naivitate de asta greu de explicat sau cu un plan ticluit, premeditat? Să... Prințesa Diana, dar nu ăsta e subiectul acum. Nici ea n-a înțeles ce e cu ea. Ea era o fetiță care vrea în cluburi, măi, vrea la discotecă. Și la primul semn de nesupunere civică al lui Charles, gata, a început să se victimizeze. Păi regina Elisabeta, voi știți, și-a părțimă cu prințul Filip când era tânăr. Păi ăla era spaimă, mă. Păi ăla a plecat de acasă cu vaporul și cu gagicile. Da, bine, ea a avut răbdare. Doar vreo 5 luni. Da, jumătate. Răbdare. Eu fi explicat golanului. Bă, ești prins consort, avem niște obligații. Ce facem? O fi înțeles și ăla. L-a mai fi potolit și vârsta. A fost înțeleaptă, tată. Păi voi n-ați văzut acum măsa lui ăsta micu, că vorbim ca în Moromeții acum, măsa lui ăsta micu. Păi ea vrea la club, mă. Ea vrea cu arabi miliardari. Ea vrea la fetiță, ea. Ea vrea să trăiască ca fetițele. Ce naiba? Băi, e complicat să fii prinț, prințesă. E foarte complicat. Că la un moment dat vrei să te îmbeți, să-ți torni în cap. Dumnezeu, asta nu înțeleg ei. Sigur, păstrând niște proporții. Păi sunt ca politicienii noștri, mă.
Ca politicienii noștri, ei vor să fie politicieni, vor să aibă bani, vor să facă șmecherii, să aibă șoferi, să fie serviți. Bă, și când îi prinde cineva cu o nefăcută, cu o ordinărie, da, stai, doamne, că sunt și om. Premierul femeie al Finlandei. Bă, ea era sinceră când plângea. Și spunea, da, sunt și eu om, sunt femeie tânără. Păi, dar, păpușe, dar nu te face prim-ministru. Până la fel și ăștia, nu le plăceau rigorile casei regale. Foarte bine, se duceau în America și trăiau liniștiți acolo. Nu. Au vrut bani, dacă nu poate să fie aia mică, Meghan, dacă nu poate fi vioara întâi la Buckingham, poate să fie vioara întâi, uite-o, la ce, la interviuri, la dezvăluiri. În condițiile în care nimeni nu i-a făcut practic nimic, pentru că regina Angliei ar fi putut să-i dea interdicție foarte clară prințului Harry la însurătoare. A avut binecuvântarea ei că dacă îi dădea interdicție clară, la revedere, era exclus din linia de succesiune. Pa, bani, nu apuca să-i se mai întâmple nimic din toate lucrurile astea. Sigur, nu se mai întâmpla nimic, că Meghan nici nu mai vedea pe aia prin Buckingham. Nu a făcut asta. Nu, că ziceai că n-a apucat. Nu, chiar nu a făcut asta. A fost toată lumea un pic mai potolită așa. De asta sunt eu curioasă de domne, care au fost potoliți rolul... că și-au pus mâna în cap și fraieri au fost. Auzi, mă, că e de culoare. Dacă îl excludem pe ăsta din linia de sus, o să zică lumea că avem ceva cu negri. Toți au făcut, dacă mă întrebă, eu am făcut o greșeală. Eu am fost sigur că la asta se va ajunge din momentul din care am văzut cine sunt invitații la nuntă. Păi aia a fost nuntă de negri, frate. Aia a fost nuntă de Casa Regală a Marii Britanii. Domne, de aici să nu se înțeleagă că am eu o problemă, că noi și când spunem ceva am ajuns să spunem cu disclaimer prealabil. Nu am, domne, nicio problemă, nu s-a măritat cu un cetățean de culoare vară mea de la Roșiorii de Vede. Că să, nu e nicio problemă. Bă, frate, Casa Regală a Marii Britanii, unul din viitorii suverani, va avea niște frați de culoare. Unii pot să zic că e foarte bine. Ok. Frați nu, veri. Veri, da. Frații ar fi putut să fie ăștia doi, William și cu Harry, cu... Nu, da, linia de succesiune este asigurată, bine, adică e greu de crezut, chiar presupun că vor apărea, domne, la un moment dat pe acolo în ordinea de precădere. Ăia în ordinea de bătaie vor fi și niște cetățeni de culoare. Da, fără șanse nici măcar ipotetice. Nu știu, ai 20, ai 34, mor 33 și regele Angliei va fi un Louis Armstrong. Ok. Sau o Aretha Franklin. Ăștia-s mai precauți decât alții, să știi. Pentru încheiere am avut o imagine, am și difuzat-o. Iartă-mă. O memă, cum se spune, o fotografie trucată, în care fotografia inițială era cu Harry și cu Meghan și a fost decupată Meghan și în locul ei a fost pusă Yoko Ono. Și este atribuită această chestiune Carlei Bruni. Deci, ea ar fi postat prima oară această poză, o avem acum pe ecran. E cu tâlc. E cu mare element. Tâlc. Oare va avea și familia regală britanică soarta trupei Beatles? Nu, tâlcul eu cred că este altul, că și Yoko Ono l-a făcut pe John Lennon din Om Neom. Tu te duci pe linia ta. Păi eu mă duc pe bineînțeles. Dar nu doar aia. Alt băbălău și John Lennon l-a rupt de Beatles. Păi a rupt Beatles și nu mai l-a rupt pe John Lennon. Nu a fost obișnuită cu camerele de luat vedere, așa cum e Meghan, să fie tot timpul în față. Nu, dar și... arc peste timp. Da. Ok, ne oprim, vă mulțumesc foarte mult. Hai, bă, nu vezi, parcă-i tu pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune. We'll be right back.